sunt? Bine v-am regăsit, dragii mei! Astăzi vin către voi cu un nou proiect, cu o nouă idee, de data aceasta o căciulă croșetată cu puncte puf. E o căciulă superbă, moale, călduroasă, elegantă, care poate fi purtată așa, stil tocă, cum i-am spus eu, sau așa, pur și simplu neîndoită și îndoită, lăsată aici la spate. Cum ați văzut în pozele de la început, aceasta e făcută pentru nana băiatului meu, dar i-a plăcut și fiică-mii și cu siguranță îi voi face și eu, chiar în perioada următoare. Deci aceasta va fi pentru ea. Acest proiect e făcut în colaborare cu Alisa Harkan, adică eu am făcut căciula, iar ea a lucrat cu același punct și același tip de fir, un snud, pentru a fi un set complet. Și împreună, după cum ați văzut, a ieșit o frumusețe, o splendoare. Eu sper să vă placă și vouă și să lucrați alături de noi, pentru că se lucrează foarte, foarte ușor. Deși pare complicat un picuț, este foarte, foarte ușor. Dacă lucrați alături de noi, cu siguranță vă vor reuși proiectele. Alisa are canalul Dr. Crochet, Dr. Crochet se scrie. Dați la căutare pe canalul ei și veți găsi, veți recunoaște după nuanțe, după culori și snudul croșetat. Pentru început țin să mulțumesc tuturor acelora care au tot lucrat și lucrează alături de mine. Vă mulțumesc că îmi lăsați și comentarii în descrierea videoclipurilor, pentru că îmi trimiteți poze cu proiectele voastre inspirate din tutorialele mele. Vă mulțumesc din tot sufletul, pentru mine este foarte important să le văd. Pentru cine nu e abonat încă la canalul meu, dați click pe abonare și pe clopoțelul de lângă, pentru că vă vor apărea notificări în momentul când vin eu cu un nou tutorial, cu o nouă idee. Deci, căciula aceasta, frumusețea aceasta de căciulă, groasă, călduroasă și moale, pufoasă, este lucrată cu... Atât mi-a rămas dintr-o 100 de grame. Foarte, foarte puțin. Deci vă trebuie 100 de grame pentru căciulă, 100 de grame intră și la snul. E alize real 40, angora, batic. Inițial am început cu croșetă 4, și mi s-a părut că nu e suficient de moale și atunci am schimbat și am făcut cu croșetă 4,5. Deci, deși la început vedeți croșeta verde, să știți că am deșirat și am reluat cu aceiași pași, bineînțeles, cu croșeta 4,5. Acest fir îl găsiți la Elena Cheian, are o grămadă de degradeuri, firele acestea sunt de foarte bună calitate și arată foarte bine degradeul. Are în compoziție 60% acril și 40% lână, de aceea arată așa frumos. Un 100 de grame are 480 de metri, iar dacă vreți exact aceleași nuanțe ca aici, codul culorii este 4574. Dați la căutare pe Facebook Elena Cheian, intrați la albume și vedeți sau căutați-o direct pe Messenger și spuneți ceea ce vă doriți, este o doamnă foarte promptă, vă va trimite în ziua următoare ceea ce aveți voi nevoie. Cam atât pentru început. Haideți să pornim să lucrăm frumoasa noastră căciulă. Apoi intrați și la Alisa Harkan pe Dr. Crochet și face și snudul. Și vă va ieși un set superb, absolut superb și foarte, foarte ușor de lucrat. În 3 ore eu am terminat căciula, să știți. Și poate fi un obiect de vestimentație pentru noi sau un cadou perfect pentru perioada care urmează, pentru Crăciun. Haideți să pornim la lucru. Și începem pe cercul magic. Facem un ochi de lanț și facem 8 piciorușe scurte. 1, 2, nu lucrăm strâns pentru că modelul vrem să ne iasă moale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piciorușe scurte. Strângem cercul magic, nu-l strângem foarte tare și unim în primul aici cu piciorușa alunecat.
Acum vom începe și vom lucra punctele puff. Am pe degete un pic de aracet pentru că tocmai am apretat ceva. Și mi-a rămas lipit. Cum facem? 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin loc de un picioruș dublu și un ochi de lanț de departajare, separator. Dăm după croșetă și ne ducem în ochiul din spate. Deci nu aici, în ochiul următor. Da? Aici, în spate. Și facem 1, 2, 3, 4, 5. Deci un punct puff cu 5 jeteuri. Un ochi de lanț de fixare, dăm după croșetă și nu aici unde am făcut piciorușul dublu, deci nu aici, în următorul, mergem și facem picioruș dublu, ochi de lanț, dăm după croșetă și aici unde am făcut piciorușul dublu, vom face punctul puf. Deci 1, 2, 3, 4, 5. Scoatem prin toate. Ochi de lanț de fixare. Dăm după croșet. Aici e locul unde am făcut piciorușul dublu anterior, la punctul acesta. Deci ne ducem în următorul. Picioruș dublu, ochi de lanț. Dăm după croșetă și facem următorul punct puf. Aici, unde am avut piciorușul dublu pe rândul anterior, da? Pe rândul anterior, la punctul anterior. 1, 2, 3, 4, 5. Scoatem prin toate. Ochi de lanț de fixare. Și așa facem. 9 trebuie să ne iasă, pentru că am avut 8 piciorușe scurte, 8 astfel de puncte puf. Continuăm. Și am făcut deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puncte puf. Acum, pe sub ochiurile de lanț de la început de rând, prindem cu piciorușul alunecat. 1, 2, 3 ochiuri de lanț, răsucim încă un ochi de lanț de departajare, exact ca la începutul rândului anterior. Da? Dăm după croșetă și ne ducem, deci avem punctul puf aici, da? Pentru că noi trebuie să lucrăm înapoi. Da, ne ducem înapoi aici, imediat după punctul puf, eram să mă duc înainte. Înapoi aici și lucrăm 1, 2, 3, 4, 5. Deci exact lângă punctul puf de înapoi, da? După el. Ochi de lanț de fixare. Acum, avem următoarele două spații. Deci ne ducem întâi aici, facem piciorușul dublu și înapoi punctul puf. Da? Aici piciorușul dublu, ochi de lanț și înapoi, în spațiul următor, punctul puf. 1, 2, 3, 4, 5. Scoatem prin toate, ochi de lanț de fixare. Acum, mergem după punctul puf, da? Am prins, deci piciorușul dublu l-am făcut înainte de punctul puf, acum ne ducem după el, aici, picioruș dublu, ochi de lanț, și după, deci aici înainte de punctul puf, aici după, înainte de punctul puf, exact lângă el, deci facem următorul punct. 2, 3, 4, 5. Eu sper că se vede și se înțelege.
pentru că noi facem câte două puncte, trebuie să înmulțim. Pe rândul următor, deci pe primul rând am avut 8, pe rândul următor vom avea 16. Deci, deocamdată, de aceea e sărim în felul ăsta, pentru că trebuie să înmulțim și trebuie să avem 16 pe rândul 2. Dăm după croșetă. Repetăm. Deci, avem cele două orificii aici, deci după punctul puf acesta la care am lucrat și înainte de următorul. Deci, ne ducem înainte de următorul, facem punctul, piciorușul dublu, ochi de lanț, aici, înapoi, punctul puf, 1, 2, 3, 4, 5. Închidem, ochi de lanț. Acum ne ducem după punctul puf, da? Facem piciorușul dublu, ochi de lanț și punctul puf aici îl facem înainte. Da? Nu știu cum să mă exprim ca să puteți înțelege, dar eu sper să vedeți. Și dacă vedeți, să fie clar. 3, 4, 5. Scoatem ochi de lanț. Și vedem. La primul avem 2, la al doilea avem 2 și la acesta trebuie să mai facem încă 1. Pentru că noi trebuie să avem 16. Continuăm pas cu pas, exact cum v-am arătat, până la sfârșitul rândului, numărând la sfârșitul rândului să avem 16 puncte puf. Și am lucrat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, al 16-lea. Deci îl facem de aici, aici facem piciorușul dublu, ochiul de lanț și aici punctul puf. 1, 2, 3, 4, 5, scoatem prin toate, pe sub ochiurile de lanț tragem să identificăm unde sunt ochiurile de lanț, pentru că pe sub ele punem cu piciorușul alunecat. Și am terminat și rândul 2. La rândul 3, la 1 vom înmulți, la 1 nu vom înmulți. Da? Deci, cum facem? 3 ochiuri de lanț și încă unul de departajare, întoarcem. Deci, la fiecare rând trebuie să întoarcem, să lucrăm o dată pe o parte, o dată pe o parte. Nu lucrăm de jur împrejur. Bun. Deci, la primul nu vom înmulți. Deci, dacă înmulțeam, noi făceam punctul puf aici. Așa am făcut la primul rând, da? Pentru că primul este fără înmulțire, deci eu n-am nevoie de două. O să mă duc exact înaintea punctului puf din spate, da? Deci, nu fac cum am făcut la primul rând aici, ci aici. Deci, 1, 2, 3, 4, 5. Strângem ochi de lanț. La următorul vom înmulți, deci vom proceda ca și la rândul anterior. Da? Deci, avem cele două orificii, ne ducem aici, facem piciorușul dublu, ochiul de lanț, punctul puf în celălalt orificiu aici. Da? Deci 1, 2, 3, 4, 5, ochi de lanț, ne ducem după punctul puf aici, deci cum am făcut pe rândul anterior? Piciorul dublu, ochi de lanț și înainte de punctul puf, 1, 2, 3, 4, 5. Ochi de lanț. Deci, aici am făcut 1, deasupra următorului am făcut 2. Acum vom face 1. Cum facem? Deci, dăm după croșetă și ne ducem. Deci, nu ne mai ducem aici, pentru că noi nu vrem să mai înmulțim. Ne ducem tocmai aici. Da? Deci facem piciorușul dublu, ochi de lanț și
punctul puf îl vom face aici, da? Eu sper că este, că se înțelege. 1, 2, 3, 4, 5 și fixăm. Deci am făcut 1, am făcut 2, am făcut 1 singur. Acum iar trebuie să mulțim din nou, da? Că am zis facem 1 normal, un punct puf, cum o să facem la restul căciulei, pentru că o să mulțim până la un moment dat și apoi o să facem puncte puf unul după altul, fără să mai mulțim. Acum, deci ăsta a fost singur, acum trebuie să mulțim. Procedăm ca la rândul anterior. Deci piciorușul dublu, ochi de lanț, în orificiul din urmă, punctul puf, 1, 2, 3, 4, 5, ochi de lanț. Ne ducem după punctul puf în primul orificiu, facem piciorușul dublu, ochi de lanț, înainte de punctul puf, cum am făcut pe rândul anterior, când am înmulțit la fiecare. 1, 2, 3, 4, 5 și scoatem. Deci am făcut 2 aici. Acum trebuie să facem 1, fără mulțire. Cum procedăm? Ne ducem după punctul puf următor. Da? În primul orificiu aici și facem piciorușul dublu, ochi de lanț și înapoi, exact după punctul puf de dinapoi. Acesta este normalul pe care o să facem la restul căciulii. 1, 2, 3, 4, 5. Oricum, dacă aveți vreo nelămurire, vreo neînțelegere, nu ezitați să mă întrebați. Indiferent că mă întrebați pe Messenger, Criva Zumitrescu Claudia, că mă întrebați pe grup, scheme și tutoriale croșetate să ne inspirăm între noi, aici la canal. Deci nu ezitați să mă întrebați. Deci acesta a fost fără mulțire. Acum trebuie să mulțim din nou. Repetăm ca la primul rând și cum am făcut anterior. Deci aici facem piciorușul dublu, aici facem punctul puf. Apoi, imediat după, facem piciorușul dublu, aici punctul puf. Da? Apoi, pentru că trebuie să nu mai înmulțim, ne ducem după, aici facem piciorușul dublu și punctul puf înainte de acesta. Cum v-am arătat aici? La sfârșitul rândului 3 trebuie să avem 24. Deci avem 8 și cu 8, 16 și cu 8, 24 de puncte puf. Continuăm. Și, dragii mei, să știți că am deșirat și am început din nou cu, am reînceput cu croșetă 4,5. Mi s-a părut că iese cam bățoasă și modelul fiind gros, adică punctele astea puf groase, eu am vrut să iasă mai moale. Și exact aceiași pași, la fel, la fel am făcut, doar că am schimbat croșeta, deci din 4 cu 4,5. Și ultimul rând aici, de aceea e mai puțin culoare deschisă la început, pentru că a trebuit să arunc un pic de fir. N-am mai reușit să-l mai deșir cum trebuie. Și am, până acum, deci la acest rând, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Deci mai am un singur punct puf. Aici fac și acela fără înmulțire, punctul normal, ochi de lanț. Și punctul puf aici. 1, 2, 3, 4, 5. Scoatem ochi de lanț. Căutăm ochiurile de lanț de la început. Și unim cu piciorul și alunecat. Astfel am terminat și rândul 3. Deci la rândul 1 au fost 8. La rândul 2 am înmulțit, am făcut câte 2 în dreptul fiecăruia, deci avem 16. La rândul 3, în dreptul 1 am făcut doar 1, în dreptul următorului am făcut 2. După aia, apoi 1, apoi 2.
La rândul 4 vom face 2 fără mulțire, deci 2 normale, și în al treilea, în dreptul celui de al treilea, vom mulți, vom face 2 puncte puf. Bun. Deci, întoarcem. 1, 2, 3 care țin loc de un picioruș dublu, încă unul despărțitor. Primul punct puf e fără mulțire. Deci, ne ducem aici, da? Exact lângă punctul puf. Când lucrăm fără mulțire, ne ducem de o parte și de alta a punctului puf. Deci când înmulțeam, ne duceam aici, dar noi nu înmulțim. Deci ne ducem aici și facem punctul puf. 1, 2, 3, 4, 5. Ochi de lanț. Al doilea, iarăși nu înmulțim. Deci acesta este punctul puf corespondent al acestuia, da? Și la următorul, deci iarăși nu înmulțim, deci ne ducem tocmai aici, da? Aici facem piciorușul dublu, ochi de lanț și aici punctul puf. 1, 2, 3, 4, 5. Ochi de lanț. La următorul înmulțim. Deci avem 2 fără înmulțire. La următorul facem la fel ca la rândul 2, cum ați exersat acolo, dacă ați ajuns până aici. Deci vom face piciorușul dublu aici și punctul puf aici alături. Da? Când nu înmulțim, ne ducem după punctul puf deasupra căruia lucrăm și înapoi tocmai aici. Da? Deci aici trebuie să mulțim. Aici facem piciorușul dublu, ochi de lanț, aici punctul puf. 1, 2, 3, 4, 5. Acesta este primul de la momentul cu mulțirea. Următorul îl facem imediat după punctul puf aici, piciorușul dublu, ochi de lanț și punctul puf aici. 1, 2, 3, 4, 5. Scoatem ochi de lanț. Următoarele 2 le facem fără mulțire. Deci ne ducem după punctul puf deasupra căruia lucrăm, deci după el, și facem piciorul dublu, ochi de lanț și punctul puf înapoi aici, da? 1, 2, 3, 4, 5. Scoatem. L-am salvat. Ochi de lanț. Următorul iar fără mulțire, că am zis că la 2 nu înmulțim, da? Acesta este corespondentul lui. Deci, fără mulțire, ne ducem direct după punctul puf următor, aici, piciorul dublu, ochi de lanț și punctul puf, îl facem aici. 1, 2, 3, 4, 5. Ochi de lanț. Deci am făcut 2 fără mulțire. Acum trebuie să mulțim. Și facem cum am mulțit și până acum. Deci aici piciorușul dublu, aici punctul puf. Apoi, pentru că e mulțire, aici piciorușul dublu, aici punctul puf. Da? Secvența asta am mai repetat-o de o grămadă de ori până acum. Deci piciorușul dublu, ochi de lanț. Aici aproape, pentru că este mulțire. 2, 3, 4, 5. Spatem prin toate, ochi de lanț. Pentru că avem mulțire, ne ducem după punctul puf, ochi de lanț,
1, 2, 3, 4, 5. Spatem prin toate, 8 de lanță. Următoarele două, fără mulțire. Repet, acesta este punctul puf de deasupra acestuia. Fiind fără mulțire, ne ducem și facem la următorul, da? Deci după el facem piciorușul dublu și ochi de lanț și punctul puf aici. 1, 2, 3, 4, 5. Ochi de lanț. Următorul iarăși fără mulțire, da? Deci, uitați, dacă e să tragem, vedem că ăsta e deasupra lui. Fiind fără mulțire, ne ducem după următorul, da? Picioruș dublu, ochi de lanț și aici punctul puf. 1, 2, 3, 4, 5. Scoatem ochi de lanț. Acum urmează mulțire. Aici picioruș dublu, aici punctul puf. Primul. Al doilea, aici picioruș dublu, aici punctul puf. Repetăm până la sfârșitul rândului. Deci am avut 8, 16, 24, 24 și 8, 32 de puncte puf la sfârșitul rândului 4. Trebuie să avem. Le numărăm ca să fim siguri că am lucrat corect. Am terminat și rândul 4, unde am 32 de puncte puf. De aici încolo vom lucra fără să mai înmulțim. Este suficient pentru fundul căciulii. Dacă vrei să lucrați pentru copilași, trebuie să faci mai puține rânduri de mulțire, asta este clar. Bun, întoarcem de fiecare dată la fiecare rând, deci trebuie să întoarcem. Da? 1, 2, 3, care țin loc de un prim picioruș, și al patrulea. Nu vom mai înmulți, deci vom face puncte puf normale, cum le-am zis eu, sau simple, sau singurele, dar nu vom mai înmulți. Și vom lucra, deci totul se va întâmpla în stânga și în dreapta punctului puf. Deci primul punct îl facem exact lângă punctul puf înapoi, deci 1, 2, 3, 4, 5, scoatem ochi de lanț. Deci acesta corespunde acestuia. Ne ducem la punctul puf următor. Deci am dat după croșetă, aici facem piciorușul dublu, ochi de lanț, înapoi, da? Unde am pornit, deci aici, da? În partea asta a punctului puf de dinapoi. Aici, 1, 2, 3, 4, 5. Scoate ochi de lanț. Ne ducem la punctul puf următor. Deci, piciorul dublu. Deci piciorul dublu, ochi de lanț și unde a fost piciorușul dublu, de fapt, facem punctul puf. Unde a fost piciorușul dublu anterior, da? 1, 2, 3, 4, 5, ochi de lanț. Trecem la punctul puf, deci ăsta corespunde, deci nu avem cum să reducem aici, deci la următorul, nu? Aici, picioruș dublu, ochi de lanț și unde a fost piciorușul dublu anterior, aici facem punctul puf. 1, 2, 3, 4, 5. Și astfel continuăm rând după rând, rând după rând, până la înălțimea la care dorim noi să facem căciula. Dacă o facem întoarsă sau ba, e alegerea fiecăruia. Da? Continuăm
având grijă la fiecare sfârșit de rând, deci încheiem rândul cu piciorușul alunecat și întoarcem. Dar la fiecare rând, deci vom avea exact 32 de puncte puf. Pentru cine este nesigur, poate să numere la fiecare rând, să fie sigur că a lucrat corect. Continuăm. Și am lucrat, dragii mei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 de puncte puf. Am unit cu piciorușul alunecat, mai fac încă un ochi de lanț de siguranță și capătul îl voi ascunde cu acul frumos să nu se vadă în lucru. Uitați și în partea unde e încheierea de rând, nu este vizibil, e încheiat foarte frumos, da? Acum mai rămâne doar de întors atât cât aveți nevoie, cât vreți. Eu o să las destul de puțin pentru că o să fie stil căciula, stil tocă. O să fac partea asta destul de lată. Deci o să las 1, 2, 3, 4, 8 rânduri. Cam așa, să vadă un picuț și din alb. Uitați, în creșet rămâne destul de puțin, da? Dar voi o așezați cum vă place, la urma urmei. Important e să vă placă. Eu zic că a ieșit o lucrare grozavă, este moale, va fi călduroasă. Pentru că firul are în compoziție 40% lână și 60% acril. Deci având lână, deci se comportă super, super, super. Eu sper că v-a plăcut, dragilor, și acest proiect, care a fost foarte ușor de făcut. Am terminat o astfel de căciulă, am lucrat la ea în jur de 2 ore jumate. Hai să spunem, 3 ore. Maxim. În maxim 3 ore o astfel de căciulă este gata. După cum v-am spus, găsiți la Elena Cheian și alte combinații de culori. Eu sper că v-a plăcut și că ați lucrat cu drag și că o să văd multe astfel de căciuli. Vine iarna și o astfel de căciulă se potrivește perfect și la geacă, dar și la o haină de blană. E o frumusețe, o splendoare. Să ne revedem sănătoși și voioși pe data viitoare. La revedere!